Cea mai curată și bine gospodărită comună din județul Satu Mare va fi premiată de către Consiliul Județean. Este vorba despre un concurs al cărui premiu va fi o mașină. În urma evaluării și respectând regulamentul care l-am aprobat prin ședință de Consiliul Județean, primim un punctaj și, cum am promis, va primi această autospecială. Și celelalte două locuri în valoare de următorul, locul 2, în valoare de 10.000 de euro, va putea să-și achiziționeze tot așa ceva utilaj, iar în valoare de 5.000 de euro, locul 3, poate să-și facă investiții de reabilitare a căminului cultural sau unde are nevoie de banii respectivi.